Minorii trebuie să știe că eu am suc de mere aici, da? Deci, ăsta e suc de mere. No comment. Bun. Întrebare de baraj. Reorganizăm biblioteca sau nu o reorganizăm? Știu că aveam challenge-ul ăla cu... vezi, doamne, nu mai umblu la bibliotecă până nu citesc fiecare raft. Evident că aia era o utopie și că nu o să se întâmple niciodată așa ceva. Dar mă mănâncă pielea să o reorganizez, că m-am plictisit de ea în stare. În ziua asta, după cum vedeți, lipsesc niște cărți de pe acolo, că am tot extras cărți. Plus că am vreo două rafturi, ăla de fantasy și ăla de thrillere, în care nu mai încap thrillerele și fantasy-ul, și așa că ar trebui să le pun altfel, ca să le pun pe toate, să fie toate în aceeași categorie. Și da, ce ziceți, reorganizăm? Se necesită o schimbare așa de vară, că parcă aș vrea să fac o schimbare de vară, poate și un tur, nu știu. Al bibliotecii, că am făcut unul când? În iarnă, în parcă am făcut unul, dar a fost foarte subțint. I don't know, spuneți-mi și voi, vă place cum arată așa sau o mai schimbăm ca să mai schimbăm peisajul, că, nu știu, v-ați zis, eu m-am plictisit de ea așa. Adică, pentru mine era ceva clar că în momentul în care voi avea o bibliotecă o să stau din două în două luni să o reorganizez și, da. Dar despre ce voiam astăzi să vă vorbesc, nu despre biblioteca mea în mod deosebit, ci mai degrabă despre cărțile pe care le-am citit în luna mai. Și am avut un moment de blondă maximă când mă uitam pe lista clipurilor mele să văd când a fost ultimul clip cu cărțile pe care le-am citit. Și mă uitam, zic, dar de ce ultimul clip cu cărți citite este din aprilie? Nu știu de ce aveam senzația că clipul din mai trebuia să fie deja pe canal, de parcă putea să-l facă altcineva decât eu. Da, v-am zis, blondă, s-a întâmplat. Da, situația a stat în felul următor luna asta, tragic, cum știm de obicei, dar nu, glumesc. A stat foarte interesant, la modul că am ascultat trei cărți. Am citit una care mi-a luat mare parte din lună și am făcut și un reading vlog pentru ea și am abandonat una pe care o aveam de prin februarie deschisă și am zis că trebuie să mă decid cu ea, să știu, băi, o arunc, nu o arunc, o întrerup ce fac, pentru că mă sâcâia că stătea acolo în lista mea de currently reading la Goodreads. Și am zis, hai să termin cu ea. Și cartea despre care vorbim, ca să și scăpăm despre ea, este Cuvinte care schimbă minți. Un titlu care sună foarte interesant și eu mă gândeam că este ceva de genul self-help, cum să vorbești în public și așa mai departe. Ne citim sinopsisul când am cumpărat-o, evident. Este o carte care în prezent a ajuns, cred că chiar la ediția a treia, și este interesantă. Dar este o carte specifică pentru oamenii care lucrează cu oameni sau care lucrează în domeniul resurselor umane. Pentru mine, cartea asta a venit câțiva ani mai târziu decât trebuia, pentru că, da, am lucrat în domeniul resurselor umane, am avut contact cu oamenii, încă am, dar nu la nivelul la care se referă cartea asta. Prin urmare, pentru mine, informațiile astea, la momentul actual, sunt inutile. O parte din informațiile pe care le dă cartea asta le-am învățat pe pielea mea din teren, ca să spun așa. Altele lucruri, altă parte am aflat-o, dar nu o pot aplica pentru că nu mai lucrez. În prezent nu lucrez în domeniul resurselor umane. Dacă vreodată se va întâmpla să revin la acest domeniu și să mă întorc la, să spunem, pregătirea mea de bază, așa, poate o să o reiau. Este o carte, oricum, utilă, îi văd utilitate, nu este genul ăla de carte self-help. Vine cu foarte multe din astea, dacă vă interesează, așa, vă zic în mare, cât am reușit să parcurg din ea, că vedeți, mi-a și notat niște chestii, adică mi-am făcut și niște semne pe ea, tocmai pentru că am găsit informații utile, dar nu mai sunt utile pentru mine în prezent. Adică am depășit etapa aia. În fine, dar vine cu tot felul de tehnici de comunicare în situațiile în care te lovești, dacă ești în domeniul resurselor umane sau în domeniul de management al resurselor umane, știți? Când am cumpărat cartea asta, nu știam că despre asta e vorba și habar n-aveam că într-acolo se duce, pentru că aș fi citit-o, evident, la momentul că potrivit. Dar, da, nu e o carte rea, nu e rău să o am la îndemână, în caz că, Doamne Sfinte, nu știu, v-a zis, se întâmplă să
Mai am nevoie să mă întorc la domeniul ăsta. Apoi, următoarea carte pe care am ascultat-o pe Voxa, asta pentru că făceam treabă prin curte, random, la 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 la, și tot apărea pe Voxa. Cred că am și văzut-o pe librăriile online la un moment dat. N-aș putea să bag mâna în foc. Cred că am și văzut-o și mi-a atras atenția coperta, că e cu negru și cu auriu, și până la urmă i-am zis hai să dau play pe Voxa, pentru că nu știam nimic despre cartea asta. Se numește Epoca Viciului. Și dacă vă aduceți voi aminte, am făcut un reading vlog, sau nu un reading vlog, un clip destinat acestei cărți în care vă povesteam despre ce e vorba în cartea asta și discutam puțin despre treaba asta, pentru că aici elementul principal, evident, sunt viciile, cum îi zice și titlul, dar este vorba despre atitudinea pe care o au copiii foarte bogați ai lumii cu privire la absolut orice. Avem niște personaje. Avem în primul rând unul din personajele principale, care este un băiat sărac născut în India, care este vândut de familia lui pentru a putea supraviețui, și el, săracul, se zbate toată viața pentru a încerca să-și depășească condiția. După aceea avem un alt personaj care este copil, este fix antiteza lui, este un copil bogat, este copilul poate celui mai mare bogătaș din India sau pe acolo, care are la picioare toată lumea, absolut tot ce își dorește, însă cu atât mai mult este depresiv, adică cu toate astea este depresiv și nu-i ajunge lumea și nu-i se pare că nu e suficient și se pare că nu e bine și așa mai departe. Și mai avem un personaj feminin principal, ea zice, care este prinsă ca femeie în toată încurcătura asta. Și da, este o carte foarte interesantă, m-a făcut chiar să lăcrimez, pentru că la un moment dat îți dai seama, ascultând sau citind cartea asta, că oricât ai încerca să-ți depășești condiția, oricât te-ai lupta, oricât ai încerca să faci bine lucrurile astfel încât să-ți depășești nivelul, sunt anumite bariere care te țin în loc. La un moment dat, cineva tot te va trata din perspectiva condiției de unde ai plecat. Și asta este foarte trist în societatea actuală. Pe lângă faptul că oamenii, cu cât au mai mulți bani, cu cât li se pare că au acces la absolut orice pe lumea asta și la o viață extravagantă, cu atâta toată lumea trebuie să le fie la dispoziție și pot să manipuleze destinele altora și să le controleze viețile altora după bunul plac. E o carte tristă în esență, e o carte care te pune puțin pe gânduri, dar în același timp stai și te gândești că lucrurile astea sunt soft față de ce se întâmplă în realitate, adică ce se întâmplă acolo. Da, o să vă las în descriere, vă las linkul de la clipul în care am vorbit despre cartea asta și las să vă duceți acolo să vedeți mai multe despre ea, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Cărții ăsteia i-am dat 4 stele, nu a fost chiar de 5 stele, deși m-a impresionat și m-a făcut să lăcrimez, dar a fost ok. Apoi, urmează o carte care, din ce înțeleg eu, este volumul 2 dintr-o duologie sau o viitoare serie. Eu am tot văzut-o și încurcam primul volum cu al doilea pentru că titlurile sunt foarte, foarte similare. Deci eu am ascultat tot pe Voxa, evident, Nemurirea, o poveste de iubire, și după aceea m-am prins că Anatomie, o poveste de iubire, este de fapt primul volum. Dar nu-i problemă, o să-l citesc și pe acela și o să-l ascult cel mai probabil. Era cât pe ce să cumpăr ambele cărți la Bookfest, dar am zis lasă că cumpăr altceva la care poate nu am acces în fiecare zi și a fost mai bine. Este vorba despre o tipă care la începutul secolului XVIII este medic. Pentru cine nu știe, pe vremea respectivă femeile erau cam nulități, adică n-aveau voie, în afară de a face copii și a ține casa, nu aveau voie la absolut nimic altceva, și să fii medic la vremea respectivă era ceva scandalos, era ceva nemai auzit și nemai întâlnit. Și ea, cu capacitățile pe care le are, cu abilitățile ei, cu resursele de la vremea respectivă, pentru că să ne aducem aminte că tehnologia nu era ce este acum, la începutul secolului XVIII, este un medic foarte bun cu toate astea și reușește să atragă atenția multora, deși
cum ziceam, era foarte ciudat să fii femeie și medic la vremea respectivă. Dar ea alege totuși să ignore pe toată lumea și să-și vadă de viață și uite așa, la un moment dat, ajunge să o trateze pe prințesa Angliei, ea fiind scoțiană de felul ei, și ajunge să o trateze pe prințesa Angliei și ajunge să fie prinsă la mijloc între niște povești de la curte. Pe lângă asta ajunge să facă parte dintr-o societate secretă, o societate secretă specială ce cuprinde mai mulți nemuritori. Despre ce e vorba, vă las pe voi să știți, să citiți dacă n-ați citit cartea, dar mi s-a părut foarte interesantă și mi-a plăcut foarte tare, atât din perspectiva romantică, pentru că are, încă ea la un moment dat se reîntâlnește cu fostul ei iubit, care, despre care cred că e vorba de fapt în primul volum, așa, și în același timp apare un nou interes romantic în cartea asta. Pe lângă asta este o întreagă tevatură cu prințesa, pentru că nici prințesa nu prea e întreagă la minte și nu are toate țiglele pe casă, și toată societatea asta secretă care e total dată peste cap. Sunt niște oameni acolo foarte importanți, o să vă zic doar că unul dintre ei era Voltaire. Ce căuta Voltaire la 1800 și... vedeți voi. Stați că acum îmi dau seama că am zis secolul XVIII, era de fapt secolul XIX, începutul secolului XIX, scuzați. Dar ce căuta Voltaire în 1800 și rămâne să vedeți voi. Și da, foarte interesantă dinamica dintre personaje, mi-a plăcut foarte mult felul în care gândea ea, se pune cumva subtil problema femeilor, care... să spunem, este actuală și în ziua de astăzi, cu femeile care ocupă niște funcții pe care n-ar trebui să le ocupe și de ce n-ar trebui, pentru că așa au decis unii dintr-o societate patriarhală, că vezi, doamne, ele nu sunt în stare, dar ele se arată a fi sau demonstrează că sunt în stare. Dar e o întreagă nebunie, dar mi-a plăcut foarte tare. Cartea foarte frumos scrisă. Iubirea mi-a dat 5 stele până la urma urmei, că mă zgâria ceva pe creier, că știam că nu m-a deranjat chiar atât de tare când am citit cartea și zic, de ce am văzut eu 4 stele? Nu știu unde am văzut 4 stele, dar era de fapt 5 stele. Așa, apoi urmează cu femeia cu un ceas în loc de inimă. Un thriller pe care l-am descoperit pe Voxa, este un audio original Voxa. De obicei audiobook-urile sunt înregistrate de edituri, cum ar fi de Litera, Corint, Editura 3 și așa mai departe, sunt înregistrate de edituri și vândute către Voxa, da, date către Voxa. Și această carte este o înregistrare originală a Voxa, pentru că și ei își înregistrează audiobook-urile lor, sau înregistrau cel puțin la început. Bun. Este o carte despre care nu știam absolut nimic și am văzut-o, mi-a apărut la categoria de thrillere și zic, ok, hai să vedem despre ce e vorba, oricum, dacă nu-mi place, poate să fie un DNF, nu mă deranjează. Și deschid cartea și mamă, m-a dat pe spate. Deci, efectiv, a fost o carte care, da, nu că m-a ținut în priză, dar în a doua parte, cel puțin, a fost așa ca un roller coaster, că nu mai știam, parcă mă băgase într-un uscător din ala de rufe și uite așa făcea cu mine și zic, wow, oprește-te că nu mai pot. Da, a fost foarte interesantă carte. Este vorba despre un tip care... s-a îndrăgostit pe perioada facultății, s-a îndrăgostit de o puștoaică. În anul întâi de facultate s-a îndrăgostit de o puștoaică cu care a avut o relație în primul semestru din primul an de facultate, după ce a venit vacanța de iarnă și când s-a întors din vacanța de iarnă i s-a spus că tipa s-a sinucis și a rămas fără ea. Și au trecut ani, povestea începe 20 de ani mai târziu, când el se reîntâlnește cu tipa, care era de fapt puștoaica lui din facultate, într-un bar, random. Acum, el avea suspiciunile lui, pe parcursul cărții o să aflăm că el avea suspiciunile lui că ea n-a murit, dar varianta oficială era că a murit. Și de ce a murit? E pentru că ea e de fapt, la vremea respectivă, își însușise o identitate falsă, deci nu era tipa care se dădea a fi la facultate, era altă tipă, și avea ceva probleme cu legea de tânără, adică era puțin zburdalnic așa de tânără, nu prea stătea ea cu minte și făcea tot felul de chestii, inclusiv a fost acuzată de crimă și era urmărită de poliție, prin urmare a ajuns să fugă timp de 20 de ani și să
fie în alertă. Iar George al nostru se întâlnește după 20 de ani cu ea într-un bar și, ce să vezi, pentru că îl cunoaște și îl recunoaște și își aduc aminte de vremurile lor bune, ea îi cere o favoare. Favoare care îl bagă într-o încurcătură înfiorătoare, unde începe să aibă probleme cu bogătași, cu miliardari din ăștia frustrați care se simt ei nedreptățiți, se simt lezați și li se simt... au impresia că li s-a lezat orgoliu și trebuie să se răzbune cu mafioți care și ăștia la fel trebuie să se răzbune pentru că ei de fapt o urmăreau pe tipa aia, dar pentru că ăsta s-a infiltrat în poveste, vor să se răzbune și pe ăsta. Și uite, așa ajunge să aibă tot felul de probleme, atât cu legea, cât și cu mafioții, cât și cu bogătașii. Și o întreagă nebunie, v-am zis, cel puțin în a doua parte a cărții, este așa un roller coaster. La un moment dat ziceam, lasă-mă puțin să respir. Și în ciuda faptului că este scrisă de un bărbat, pentru că, nu știu cum să vă spun, dar se simte diferența între cărțile scrise de bărbați și cărțile scrise de femei. Este o carte foarte emoțională și te bagă cumva în interiorul sentimentelor lui George și te face să înțelegi suferința prin care a trecut, dezamăgirile, deznădejdile și așa mai departe și chinul prin care a trecut. Cumva narațiunea se întâmplă pe două planuri, adică avem planul din prezent cu George care are toate problemele de care v-am zis mai devreme cu mafioți și toate cele și planul din tinerețe când se duce el să vadă ce naiba s-a întâmplat cu asta, pentru că lui nu-i dădea ecuația, adică îi dădea cu virgulă, fiindcă el când a lăsat-o înainte de vacanța de Crăciun era perfect normală și perfect ok tipa asta și cum să se sinucidă în vacanța de Crăciun, ce naiba s-a întâmplat și se duce în orășelul ei natal și începe să investigheze. Deci aveam așa două acțiuni și cumva două investigații pe două planuri, ceea ce face cartea foarte dinamică și foarte interesantă și mi-a plăcut. Vă spun sincer că mi-a plăcut, nu mă așteptam să-mi placă, nu știam nimic despre cartea asta. Dacă aș fi văzut-o la raft, nici nu i-aș fi dat un pic de atenție, dar a fost foarte interesantă și i-am dat 5 stele. Și ultima carte despre care am făcut și un reading vlog, am încercat un reading vlog pentru că mi-am dat seama că anul ăsta n-am făcut niciun reading vlog până la cartea asta și am încercat mai multe. Eu aveam un planul meu măreț să citesc mult, dar na, știți cum e? Și mi-am dat seama că n-a fost neapărat săptămâna potrivită pentru acel reading vlog, weekly reading vlog, ca să zicem. Mers cu o singură carte, am reușit să finalizez o carte pe care mi-o propusesem de la începutul lunii, pentru că, așa cum am zis deja de 30 de ori, cred, am auzit de cartea asta. Mă rog, știam că există cartea asta, era pe lista mea de cândva să o citesc, da? Nu era pe lista de priorități și pentru că am auzit la Molly din Oaspetele Misterios că ea citea în copilărie cartea asta, zic, hai mă să o citesc și eu. Și am luat-o, o am în varianta de la Cartex. Este Marile Speranțe a lui Charles Dickens, pentru că vreau să știu și eu cine-i Pip. Și Pip este un puști care este orfan de părinți, crescut de sora lui mai mare, care este mult mai în vârstă decât el și care este căsătorită cu un fierar, ceea ce îi pecetluiește și lui destinul să fie pe viitor fierar. Dar el își dorește să fie gentleman, pentru că la vremea respectivă trăim iarăși în perioada erei victoriene sau pre-victoriene, cam așa, cam acolo e perioada din Anglia. Asta era cumva aspirația magică și supremă a tuturor bărbaților, dacă se poate să devină gentleman. Ce însemna gentleman pe vremea respectivă, din ce am înțeles eu din cartea asta și alte cărți, însemna să fii un tip bogat care nu face nimic. Adică care are atâta bogăție la dispoziție încât nu face nimic. Se duce la teatru, citește, participă la vernisaje, la petreceri, se întâlnește cu doamne din societate bine puse și așa mai departe, dar în esență el nu prea contribuie cu nimic la buna existență și dezvoltarea societății. No. Și el își dorește să fie gentleman pentru că asta era cumva aspirația supremă la vremea respectivă. Și uite numai bine că printr-o întâmplare miraculoasă ajunge să moștenească o avere considerabilă, ceea ce îl propulsează la
viitorul statut de gentleman. Adică îi se împlinesc marile speranțe, cum zice și el. Încep să îi se împlinească. Doar că tot parcursul ăsta este un proces întreg prin care el trebuie să devină gentleman. Tot parcursul ăsta începe să îl facă să fie egoist, arogant, infatuat și ușor, ușor toate visele lui și speranțele lui se năruie pentru că ajunge să-și piardă această moștenire. Cum o să vedeți voi dacă n-ați citit cartea? Ideea este că cartea asta, ca toate cărțile clasice din perioada respectivă, este sesată și îmbibată și mustește de foarte multe învățături din astea filozofice și de foarte multe teme de gândire, foarte frumoase de altfel, nimic de zis. Ce îmi place foarte mult și la această carte, cum v-am zis, în daily vlog, în reading vlog, îmi place foarte mult la această carte că aceste teme filozofice și de gândire și aceste lecții de viață nu sunt ia și înghite, ia și învață, ia și învață, nu sunt pe principiul ăsta, ci sunt pe principiul de a le descoperi odată cu personajul, odată ce personajul ajunge la realizările astea, înțelegi și tu care sunt acele lecții și cum ar trebui să abordezi anumite lucruri. Este exact ca în portretul lui Dorian Gray, dacă mă întrebați pe mine, foarte frumos, deci de aia mi-a plăcut foarte tare. Din păcate a avut și o parte care m-a cam plictisit în perioada lui asta de transformare așa. Există acolo și un interes romantic care este mai mult sau mai puțin împărtășit, se întâmplă ceva. Și acolo există o răzbunare a sorții pentru că domnișoara nu este tocmai foarte drăguță cu Pip, domnișoara Estera, și soarta nu e chiar foarte crudă cu ea pentru că iarăși există această cumva tentativă de a invoca karma în cartea asta, foarte frumoasă. Și da, cumva finalul e fericit, dar înțesat de foarte, foarte multe lecții și foarte multe chestii interesante. Mi-a plăcut. I-am dat 4 stele tocmai pentru că a avut și pasaje din astea mai plicticoase, că na, clasic, ce vreți. Așa, dar mi-a plăcut foarte tare. Acum, pentru luna iunie, era să zic iulie, Jesus, pentru luna iunie, ce-mi propun eu foarte tare este să citesc numai ce am în bibliotecă. Deci nu vreau să cumpăr nicio carte și nu vreau să citesc altceva decât ce am în bibliotecă. Să văd cât aș putea să mai reduc din procentajul ăla de cărți necitite din biblioteca mea, care e măricuță. Adică în prezent sunt iar am căzut la 47% din cărți citite, ceea ce înseamnă 53% necitite, 53% necitite. Eram la un moment dat, când, nu știu, prin februarie sau nu știu când am citit eu mult, am ajunsesem la un 48% și ceva. Că îmi controlez acest procentaj și acum văd că am picat pentru că am cumpărat iarăși cărți, am picat la 47 și v-am zis că scopul meu este să ajung măcar la un 50% la final de an și de aia pentru luna iunie scopul principal și asta apropo și de challenge-ul ăla pe care îl începusem la începutul anului și pe care n-am mai continuat cu el pentru luna iunie. Nu citesc decât cărți pe care le am fizic în bibliotecă, nimic adăugat nou, nimic, nu știu, adică nu cumpăr nimic nou și nu le citesc pe alea noi. So, lucrurile trebuie să vă zic că se întrezăresc a fi bune. Rămâne să vedeți la final de lună. Mulțumesc dacă v-ați uitat și dacă ați rezistat până la final. Ia, lăsați un tag din ala de cărți dacă ați rezistat până la final. Dați un like și un share și spuneți-mi în comentarii voi ce ați citit în iunie pentru că tot timpul este nevoie de sugestii. Vă pup, să aveți o zi și o vară minunată!